Oameni buni, din nou vă salut la Secretele Brașovului. A început și vara, e cald, e soare, mai plouă, dar una peste alta cred că ne bucurăm de căldura asta a naturii pe care o așteptam de ceva timp și de ploile astea până la urmă, așa cum sunt ele de vară, sunt binevenite, zic eu, cel puțin. Astăzi o să discutăm despre mai multe proiecte, dar toate sunt înglobate, dacă vreți, într-un șir. Pentru că dacă stăm să ne gândim la anumite aspecte care au loc în orașul nostru, cu siguranță că dacă nu ne lovim de ele zi de zi, noi credem că nu există. Ele există și sunt oameni care au nevoie de sprijin, sunt oameni care se luptă zi de zi cu anumite lucruri cu care noi, cel puțin mulți dintre noi, nici măcar nu ni le punem în minte. Și o să am plăcerea să-l salut pe această cale pe Bogdan Suciu de la Asociația Bastonul Albinei. Ai venit, Bogdan, la Secretele Brașovului. Bun găsit, mulțumesc pentru invitație. Însă și numele, cred că spune Asociația Bastonul Alb, spune clar cu ce se ocupă asociația din care tu faci parte. Și o să te rog pe tine să ne faci așa o scurtă prezentare. Să ne spui cum anume s-a înființat, dacă știi, această asociație. Nu cunosc, nu știu dacă ești de la început în ea, dacă ești unul dintre cei care au înființat-o sau ai venit ulterior. Chiar te rog, spune-ne puțin despre asociație și cu ce se ocupă ea în linii mari. Asociația Bastonul Alb a fost înființată în anul 2015 de un grup persoane nevăzătoare. Principalul obiect de activitate al asociației îl constituie promovarea și apărarea drepturilor, intereselor persoanelor nevăzătoare. Am avut mai multe activități de-a lungul timpului, de care menționez Cina pe Întuneric, care s-a conturat ca o activitate emblematică a asociației noastre. Probabil că unii dintre spectatorii care ne urmăresc au avut ocazia de-a lungul timpului să participe la acest eveniment. Mai mult decât atât, ne propunem să facilităm contexte care să încurajeze incluziunea persoanelor nevăzătoare, care să aducă la oaltă persoane nevăzătoare și persoane fără dizabilități pentru a ne cunoaște, pentru a fi împreună și pentru a crea premisele unei interacțiuni fără bariere, pentru că, din punctul nostru de vedere, barierele care sau pe care le au de depășit persoanele cu dizabilități, au la origine, în principal, necunoașterea, faptul că oamenii din populația generală nu știu exact cum să se raporteze la această categorie de persoane. Iar odată această barieră, necunoașterea fiind depășită, lucru posibil prin activități de informare, prin activități cu specific inclusiv, considerăm că și restul, să zic, obstacolelor pot fi ușor gestionate. Eu m-am alăturat, răspundând la a doua parte a întrebării dumneavoastră, m-am alăturat ulterior înființării, în cadrul Asociației Bastonul Alb, dar pot spune că este o bucurie să fiu alături de colegii din echipa asociației, și să contribui alături de domniile lor la realizarea proiectelor pe care ni le propunem. Uite, mi-ai ridicat cumva o minge la fileu, voiam să-ți pun altă întrebare, dar acum o să mă repoziționez, pentru că este foarte interesantă această idee de bariere, într-adevăr. Cina despre care vorbeai și care, într-adevăr, e un proiect emblematic, cred că al asociației, cel puțin eu îl cunosc și cu siguranță și mulți din cei care ne privesc, sper. Este ceva în care, și o să te rog, nu, haideți să facem altfel, o să te rog să ne explici tu în ce constă acest proiect, această cină, ca să înțeleagă lumea, pentru că de aici vreau să trecem la bariere și vreau să ne povestești puțin care sunt cele mai mari bariere
care sunt între voi, să spunem, cei care faceți parte în asociație, așa, și ceilalți care au privilegiul de a vedea, să zicem. În ce prin a mă referi la Cina pentru Neric, aceasta este o activitate în principal de informare, în principal de conștientizare cu privire la ceea ce înseamnă viața trăită în absența simțului vizual. Așa cum îmi place să spun, îi invităm pe participanții la acest eveniment să ia parte împreună cu noi, vreme de aproximativ 2 ore, la o secvență de viață trăită dintr-o altă perspectivă. Ceea ce se întâmplă în mod concret este că participanții sunt invitați la Dean's Irish Pub, care ne-a susținut încă de la început în realizarea acestui demers, acolo unde servesc cina într-un întuneric total, fiind însoțiți pe întreaga desfășurare a evenimentului de persoane nevăzătoare, membrii ai Asociației Bastonul Alb. Persoanele nevăzătoare sunt cele care îi însoțesc pe invitații noștri la masă, sunt cele care servesc preparatele pentru care acestea optează și care le sunt alături, cum spuneam, pe durata întregului eveniment. Totul, subliniez încă o dată, într-un întuneric absolut total. Pentru mine a fost impresionant de urmărit și este de fiecare dată fascinant de urmărit atmosfera care însoțește acest eveniment, atitudinile oamenilor care iau parte la cinele pentru Neric și care diferă de la șoc, de la bună dispoziție. La fel, a fost impresionant de citit mesajele pe care aceștia ni le-au lăsat, pentru că noi, la finalul fiecărui eveniment, le solicităm participanților un feedback cu privire la modul cum au perceput această experiență. Mergând către a doua parte a întrebării dumneavoastră, mă voi referi la principalele bariere întâmpinate de persoanele nevăzătoare. Așa cum spuneam, o problemă centrală o constituie lipsa de informare a populației generale cu privire la aspecte, la urmă, elementare ce țin de modul în care persoanele nevăzătoare își trăiesc în viață. Astfel, oamenii, atunci când întâlnesc persoane nevăzătoare, întâmpină o anumită reținere, nu știu cum să se raporteze la noi, nu știu, au o teamă de a nu ofensa în vreun fel. Iar ceea ce vreau să transmit pe această cale tuturor este că interacțiunile cu o persoană nevăzătoare sunt în mare asemănătoare ca situația în care interacționăm cu orice altă persoană, cu singura mențiune că avem nevoie de anumite indicații transmise verbal. Deci dacă în interacțiunile, să zic, cu persoane fără dizabilități vizuale, indicațiile se transmit vizual, știu eu, cu privirea îndreptată într-o anumită direcție, pentru noi ne ajută foarte mult să avem indicații verbale. De exemplu, trebuie să mergem la dreapta sau la stânga sau când anumit obiect este în partea dreaptă sau în partea stânga noastră poziționat, pentru că am întâmpinat situații când ne spuneau trebuie să mergi de acolo și să vii din partea cealaltă, un gen de exprimare care pe noi nu ne ajută. Apoi, o altă problematică sau o altă barieră este ceea ce care ține de accesibilitatea spațiilor publice.
Și aici vreau să mă refer la faptul că sunt anumite lucruri poate neesențiale pentru marea majoritate a persoanelor din populația generală, dar care pentru noi se constituie ca niște bariere foarte serioase. De exemplu, un trotuar care nu este pavat corespunzător și care îngreunează considerabil deplasarea unei persoane cu dizabilitate vizuală care folosește bastonul alb. La fel, un semafor care nu este dotat cu semnalizare acustică, știți, acea semnalizare care avertizează sonor în momentul în care se schimbă culoarea semaforului. La fel, face foarte dificil ca o persoană nevăzătoare să traverseze strada. Atunci când călătorim cu autobuzul și stațiile nu sunt anunțate sonor sau sonorul este la un volum redus, este de asemenea un context care îngreunează deplasarea unei persoane nevăzătoare. Iar un al treilea aspect la care vreau să mă refer este cel legat de serviciile sociale dedicate persoanelor, aș spune, nu doar nevăzătoare, ci cu dizabilități, la modul general. Faptul că, și aici o să mă refer apelând și la, să zic, experiența personală, faptul că părinții, în momentul în care părinții unei persoane nevăzătoare, unui copil nevăzător, în momentul în care se găsesc în situația de a gestiona o asemenea situație, o asemenea dizabilitate, nu sunt în niciun fel pregătiți pentru a-i face față dizabilității copilului lor. Astfel, avem de-a face cu părinți nevăzători care sunt, cu părinții unui copil nevăzător, îmi cer scuze, care sunt în situația de a se orienta, de a se informa pe cont propriu și de a aborda această situație a dizabilității așa cum consideră de cuvință, așa cum îi ajută nivelul de informare la care au reușit să ajungă, ceea ce face necesară existența unor servicii, așa cum sunt în alte țări, de care dau exemplu Marii Britanii, de care sunt mai apropiat, prin prisma faptului că am un prieten care este acolo, țări care au tradiție în serviciile sociale dedicate persoanelor cu dizabilități și în care persoana cu dizabilitate sau părintele persoanei cu dizabilitate este îndrumat încă de la începutul acestei situații, este beneficiar al unui proces de informare, a unui proces de consiliere psihologică, este îndrumat către asociații pe care le poate accesa pentru a gestiona într-o manieră cât mai eficientă problematica dizabilității și pentru a trăi o viață la standarde înalte de demnitate și de autonomie personală și cu tot ceea ce înseamnă acest lucru. Sigur, discuția este mult mai amplă, dar în principiu acestea ar fi câteva repere vis-a-vis de problematica pe care mi-ați propus-o spre discuție. Desigur, sunt multe aspecte importante de discutat. Acum, apropo de ceea ce spuneai tu, de dificultatea cu care circulați pe trotuare, în spații publice și așa mai departe, nici nu vreau să mă gândesc că sunt multe trotuare în momentul de față care sunt greu accesibile omului care vede la câte gropi și câte mini capcane au. Să zic așa, sunt complicate și unuia care se descurcă sau poate merge puțin mai greu, dar aminte cuiva care nu vede. Experiența aia despre care povesteai tu, în care ești pus în fața faptului că trebuie să mănânci, să iei o cină pentru întuneric și în care nu vezi nimic, absolut nimic și totul este pe pipăite, practic exact cum faceți și voi, mă gândesc, și cum vă descurcați. Este într-adevăr destul de terifiant, aș putea să spun, pentru cineva care nu este obișnuit și cred că nu te poți obișnui cu așa ceva niciodată. Pentru că îți dai seama atunci exact de situația în care sunt unele persoane. Și cred că este una dintre cele mai bune modalități
ca să poți să empatizezi sau măcar să înțelegi prin ce trec alții în momentul respectiv sau în momentul vieții lor, de-a lungul vieții. Bun. Este clar că acum știu că aveți și în fiecare an, știu că încercați să strângeți niște bani pentru unele obiective pe care le aveți, ca în principiu să vă faceți viața mai ușoară sau să acoperiți unele, nu știu cum să le numesc, deficiențe pe care sistemul actual de aici, din țară, de la noi, nu le face. Și aici mă refer la tot felul de lucruri. Am citit un pic ceea ce ați propus voi și o să te rog pe tine să ne explici care este campania sau modul prin care vreți să strângeți aceste sume și unde se duc ele în mod coerent. Așa este, ne propunem să realizăm activități care să vină în sprijinul semenilor noștri nevăzători. Anul acesta, în mod specific, avem în vedere implementarea unui proiect despre care considerăm că va fi de folos nu doar pentru persoanele nevăzătoare, dar și pentru întreaga comunitate, în ansamblu, întreaga comunitate brașoveană. E vorba despre proiectul Călătorie spre Incluziune, un proiect cu care am aplicat campania Brașov Heroes, o campanie susținută de Fundația Comunitară Brașov, un proiect prin care ne propunem să atingem două paliere de lucru. Astfel, o primă direcție a acestui proiect o constituie realizarea unor ateliere dedicate persoanelor nevăzătoare, ateliere care își propun dezvoltarea abilităților de depindere de viață independentă, cu accent pe orientare prin utilizarea bastonului alb, pe ceea ce înseamnă deplasarea în spațiu, pe ceea ce înseamnă prepararea unor rețete culinare, utilizarea tehnologiei laptop-telefon dotat cu cititor de ecran, acel soft specific persoanelor cu dizabilități vizuale pe care îl folosesc pentru a putea utiliza telefonul și laptopul. Deci acesta este un prim palier de activitate, iar pe de altă parte ne propunem desfășurarea unor ateliere cu specific inclusiv, cu specific cultural și recreațional, care ne dorim să reunească atât persoane nevăzătoare, cât și persoane tipice, persoane fără dizabilități, pentru a interacționa, pentru a crește gradul de informare cu privire la ceea ce înseamnă viața trăită în absența simțului vizual. Câteva exemple de astfel de ateliere vor fi un atelier de storytelling, unul o serată muzicală, un atelier de șah. Sunt câteva lucruri pe care le avem în vedere și pe care ne dorim să le concretizăm. În acest moment al proiectului, suntem în faza de strângere de fonduri, ceea ce înseamnă că ne construim o rețea de ambasadori, persoane care sunt sensibile la cauza pe care noi o susținem și care ne sprijină prin diverse activități pentru acumularea, pentru strângerea fondurilor necesare desfășurării acestui proiect. Punctul culminant al campaniei de strângere de fonduri va fi un cross care va avea loc în data de 3 septembrie, la care fiecare dintre
dumneavoastră, telespectatorii care urmăriți această emisiune, sunteți invitați cu drag să ne fiți alături și să alergați pentru a susține proiectul nostru. Mai multe detalii despre proiectul Călătorie spre Incluziune puteți afla pe platforma Brașov Heroes, brașovheroes.ro, acolo unde sunt accesibile toate cauzele care au aplicat și au fost selectate pentru această campanie de anul acesta și acolo unde puteți dona, vă puteți înscrie ca alergător sau, de ce nu, vă puteți înscrie în calitate de ambasador pentru a ne fi alături pe parcursul demersului de strângere de fonduri. Acestea ar fi în câteva cuvinte. Iar totodată vreau să valorific acest prilej pentru a adresa un gând de mulțumire pentru faptul că sunteți alături și că ați fost sensibili la cauza noastră și ne sprijiniți în calitate de ambasador pentru implementarea proiectului nostru. Oricum este, știu că ați făcut deja câteva activități, a fost una chiar zilele trecute, dacă nu mă înșel. Întreb că fiecare gen de activitate are o modalitate prin care populația sau cei care participă într-un fel sau altul acolo pot dona niște bani. Și aici aș vrea să mă refer la cross, la cross-ul care va avea loc la începutul septembrie, în 3 septembrie. Cum anume pot să participe oamenii? Eu știu, dar rugămintea mea ar fi să încerc să explici. Adică, ok, mă duc eu, mă duc, alerg și cum pot să și donez niște bani? Sau donez separat sau alerg și donez în funcție de cât alerg? Care este acolo ideea? Sau de unde pot ei afla aceste informații? Cum spuneam, platforma brașovheroes.ro, acolo sunt accesibile toate cauzele pentru care se poate dona, se poate alerga. Se selectează cauza care se dorește a fi susținută, în cazul nostru, proiectul Călătorie spre Incluziune. Iar în momentul în care se face înscrierea, există trei butoane. Există butonul Donează, butonul Donează și Aleargă și există și varianta de care spuneam mai înainte de a se alătura cei doritori în calitate de ambasador. Pentru a alerga, suma este de 90 de lei, suma taxa de participare pentru a alerga, dintre care un procent, n-aș vrea să greșesc, 10% dacă rețin corect, ajunge la Brașov Heroes, iar restul este direcționat către cauza care se dorește a fi susținută. Sper Da, că... marea majoritate a sumelor merg către cauze. Ei probabil țin numai strict zona de organizare sau pe care o Sigur, fac acolo. sigur, Asta e. sigur. Bun, nu mai avem multe minute și acum, pentru că în primul și în primul rând, deci ce ar trebui să facă cineva care vrea să participe sau să fie ambasador sau să doneze, este foarte simplu, trebuie să intre să caute Brașov Heroes, intră pe pagina respectivă de internet. Și acolo au toate aceste date pe care dumneavoastră le-ați spus, pot fi accesate în cele mai mici detalii. Este totul foarte clar acolo și cred că fiecare poate să contribuie cu câte puțin sau mai mult, cu cât poate, la aceste cauze. Și bineînțeles că acolo ați și descris cumva cu toții în ce constă și în ce constă activitatea și Da. ce se duc sumele de bani pe care vreți să le strângeți acolo. Da, exact. Acolo poate fi găsită și o descriere succintă a proiectului nostru, astfel încât cei care donează să își poată forma o imagine de ansamblu asupra ceea ce înseamnă proiectul Călătorie spre Incluziune. Bun. Acum, pentru că ne apropiem de final, rugămintea ar fi, aș reveni din nou la bariere, ca să înțeleagă lumea puțin sau cei care ne privesc,
Care sunt, nu știu, cele mai frecvente bariere și un sfat către cei care ajung în acea postură, cum pot să le evite sau ce ar fi de dorit să facă în anumite situații? Din punctul meu de vedere, esențială este comunicarea. Nu doar în această situație, în orice situație, comunicarea rezolvă multe. Și la ce mă refer? Un prim pas care ar fi de făcut și care va da tonul, dacă mă pot exprima astfel, întregi interacțiuni cu persoana nevăzătoare, este acela ca înainte de a face altceva, să abordăm acea persoană și să o întrebăm dacă are nevoie de ajutor, iar dacă da, în ce fel. De ce spun acest lucru? Pentru că există situații tragicomice în care persoanele din populația generală, animate desigur de cele mai bune intenții, acționează fără a întreba dacă persoana nevăzătoare are nevoie de ajutor. Și în acest sens am avut un coleg care, știu eu, era într-un autobuz și își dorea să călătorească până la o anumită stație, dar la o stație anterioară cineva a considerat că acolo ar trebui să coboare colegul meu. Și îl împingea, îl trăgea de braț, încerca să-l convingă să coboare la stația respectivă. Dau un alt exemplu, o colegă care dorea să traverseze strada și care, sau mă rog, cei din jur credeau că ar vrea să traverseze strada. Și până ca ea se poată obiecta, o persoană a luat-o de braț și a dus-o, dar în total o altă direcție decât ceea ce dorea dumneai ei să facă. Deci asta este ceea ce vreau să spun, comunicarea este esențială, să îi întrebăm, să-i întrebe telespectatorii noștri atunci când întâlnesc o persoană nevăzătoare sau mai multe persoane nevăzătoare, să le întrebe dacă au nevoie de ajutor, cum anume pot să-l fie de folos, e posibil să fie necesar un sprijin, e posibil să nu fie, dar ulterior acestei întrebări se pot deschide și alte direcții de interacțiune între cei implicați. Iar către telespectatorii nevăzători, care poate urmăresc emisiunea aceasta, gândul pe care l-aș transmite este să fie deschiși către interacțiuni, să nu aibă teamă de a interacționa cu oamenii și să răspundă întrebărilor, curiozităților pe care aceștia le au. Pentru că în acest mod se pot construi punți, se pot depăși bariere și putem ajunge la crearea unor contexte inclusive, favorabile pentru noi toți cei implicați. Bogdan, îți mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi. Sper să strângeți toată acea sumă de care aveți nevoie. Sper să vă faceți cumva viața mai ușoară. Și, bineînțeles, sper ca cei care ne-au privit acum să fi rămas cu ceva măcar din această emisiune și fie să se ducă către activitățile pe care le faceți, să doneze, să vă sprijine, să vă susțină. Dar dacă nu, măcar să știe cum să se comporte în anumite situații. Perfect, mulțumesc, oameni. Oameni buni, atâta pentru prima parte la secret, o scurtă pauză, ne reîntoarcem.